fie Domnul și binecuvântat. Amin. Mergea la un moment dat un bătrân pe stradă, pe o potecă, și nu era nimeni cu el. Din urmă trăgea un vițel. Statura lui impunea respect, nu neapărat datorită mărimii, înălțimii lui, cât focului din priviri și barba lui albă impunea respect pentru că avea o slujbă nobilă și era un om al lui Dumnezeu. Era un om nobil, un om prin care Dumnezeu vorbea, un om prin care Dumnezeu se revela poporului său, un om care a ascultat din copilărie, fragedă, a ascultat de Dumnezeu. Și cum mergea el acolo? S-a îndreptat înspre un orășel ai cărui locuitori lucrau pe afară câmpul și l-au observat. Și spune Scriptura că bătrânii au alergat înspăimântați înaintea lui și l-au întrebat: ce vestește venirea ta? Ceva bun? Da, spune Samuel. Vin să aduc Domnului o jertfă, sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă. Dimineața aceasta vin să aduc și eu Domnului o jertfă. S-au adus jertfe, s-au adus cântări, s-au adus rugăciuni, s-au adus inimi care au ales ca să asculte de Dumnezeu, să se plece, vorbind în mod simbolic, înaintea lui Dumnezeu, și Dumnezeu le-a notat ca jertfe. Și așa cum a spus altădată Samuel: vin să aduc o jertfă, sfințiți-vă, că e un lucru bun, și veniți cu mine la jertfă, așa vrem să facem și noi în dimineața aceasta. De aceea, haideți să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Samuel atunci era, cum spunem noi acum, undercover. Lucra sub acoperire, pentru că el, dincolo de jertfa aceea, avea un alt plan de făcut în orașul Betleem, avea să lungă pe David și nu trebuia să știe Saul, că altfel era prăpăd. Noi, astăzi și în dimineața aceasta, nu suntem sub acoperire, putem să transmitem online, putem să transmitem pe mijloacele media, pentru aceasta este harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Merită Dumnezeu mulțumirea noastră, așa cum spuneam ieri, merită Dumnezeu adorarea noastră, merită Dumnezeu rugăciunile noastre cu patos, înălțate înaintea Lui, pentru că am citit recent despre persecuția bisericilor din Rusia, care pentru un timp a apus, dar care se pare că începând din 2016, datorită unor legi care s-au dat, va trece din nou, sau biserica va trece din nou, printr-o perioadă de prigoană de persecuție. Și citeam că, chiar recent, bisericile care erau dispersate, frații care erau prinși la rugăciune, la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, erau dispersați, amendați, majoritatea, și aceasta în cel mai bun caz. În cel mai rău caz, erau cu toți chemați la interogatoriu, unde aveau tot locul, tot felul de atrocități, toate bătăile care le-au inventat comuniștii atei în sistemul lor nelegiuit, li se administrau. Uneori cei care erau prinși slujind erau duși în Siberia pe mulți ani, unii mureau acolo, unora li se pierdea urma, femeile erau, soțiile dumnealor erau închise în lagăre sau în spitale de nebuni, dându-le se fictiv câte un diagnostic cum că și-a pierdut mintea, și copiii erau internați în case de copii ca să li se spele creierile. Așa au trăit părinții noștri, vorbind înaintașii noștri, nu părinții neapărat din România, dar și în România au fost atrocitățile, nu la nivelul URSS-ului, dar au fost atrocitățile acestea. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că încă Dumnezeu ne-a mai oferit o posibilitate. Trebuie să adunăm cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, spunea David, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul acesta adunat în inima noastră ne va vorbi, și la momentul oportun Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, și-a dat cuvântul că Mângâietorul vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu. Și chiar dacă citești astăzi, citești mâine, citești poi mâine dimineață din cuvânt și ai uitat, va veni o vreme când Duhul Sfânt își va face lucrarea și va aduce din
adâncul inimii tale cuvântul rostit, cuvântul adunat, cuvântul strâns și va fi un bărbătare pentru inimile dumneavoastră și inima mea. Dumnezeu să ne ajute. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și a zis: fiule, du-te astăzi, ne lucrează în via mea. Am ales cuvântul acesta într-un moment de așteptare. Aveam un timp mort care trebuia să se deruleze. Deschis Sfânta Scriptură și m-am uitat la versetul acesta. Am zis eu că aici este o chemare la acțiune. Fiule, du-te astăzi, de lucrează în via mea. Și am hotărât ca să îmi adun gândurile și să aleg de aici câteva cuvinte, câteva îndemnuri practice pentru fiecare dintre noi. Problema a fost, dacă se poate numi problemă, că atunci când m-am uitat la ce cere Dumnezeu, am văzut atât de multe lucruri încât am zis, trebuie să vorbesc înainte de a cere ce acțiune cere Dumnezeu, să vorbesc de alte lucruri pe care Dumnezeu le cere de la noi. Iarăși m-am uitat și m-am dus un pic mai în spate și mi-am dat seama că înainte ca Dumnezeu să ceară, Dumnezeu oferă. Și m-am uitat ce oferă Dumnezeu. Ce ne-a dat Dumnezeu? Ce ți-a dat dumitale, ce mi-a dat mie? Ce ne-a dat nouă oamenilor Dumnezeu ca să aibă posibilitatea să ceară? Negreșit, Dumnezeu este suveran. Și fără să dea nimic, Dumnezeu are dreptul să ceară. Pentru că El este Creatorul nostru, El este Cel ce ne-a făcut, El locuiește în ceruri și spune cuvântul, El face tot ce vrea și nimeni nu se poate interpune și nu poate trage la socoteală. Dar în bunătatea Lui Dumnezeu vorbește pe limbajul nostru. În bunătatea Lui Dumnezeu vorbește pe inima noastră. Pentru că sunt oameni care vin înaintea Lui Dumnezeu și îi spun, Doamne, dar de ce îmi ceri? Eu ce am avut din partea Ta? Eu ce am primit din mâna Ta? Unde ești? De ce vii cu un set de reguli dacă eu nu te-am simțit? Și oamenii din lume, oamenii seculari, vorbesc despre lucrurile acestea și se justifică în inima lor, încă oameni care nu-L cred pe Dumnezeu și nu cred în existența lui Dumnezeu, oameni care, pe care Scriptura îi numește oameni nebuni, oamenii aceștia se întreabă cu ce scop și de ce Dumnezeu îmi cere să fac ceva. Ce mi-a dat El mie? O, cât mi-a dat Dumnezeu? Numai oamenii care nu-L cunosc. Numai oamenii care nu-L primesc pe Dumnezeu. Numai oamenii orbi spiritual și oameni care nu vor să se uite la ceea ce ne înconjoară pot să spună că Dumnezeu nu există. Cererea era adresată în textul nostru de un tată către fiul său. Dumnezeu este Cel ce ne-a făcut, Dumnezeu este Cel ce ne-a creat și spune Scriptura în genealogia Domnului Iisus Hristos, mergând în spate cu tare fiului, cu tare, ajunge la Adam, fiul lui Dumnezeu. Iată, Adam, primul om creat, a fost numit fiul lui Dumnezeu. Și în textul acesta, un tată a venit și i-a spus unui fiu, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Cerere, o îndemnare la acțiune. Înainte de acestea, așa cum am spus, trebuie să discutăm ce ne oferă Dumnezeu, pentru că El are dreptul să ceară, dar înainte de aceasta ne-a dat binecuvântarea și ne-a oferit anumite lucruri. Fac mențiunea că de data aceasta e posibil să n-ajung la textul propriu-zis, de aceea am luat în considerare posibilitatea să împart mesajul acesta în două, urmând ca a doua parte, dacă Dumnezeu ne va ține cu viață, duminica viitoare, să discutăm din nou din textul acesta și să vedem ce cere Dumnezeu, ce ne vorbește Dumnezeu și cum cere Dumnezeu. Haideți să ne uităm la ce a dat Dumnezeu în primul rând. Și cum am spus, El nu ne cere fără să ne dea, măcar că ar putea, măcar că în bunătatea Lui ar putea să, sau în suveranitatea Lui ar putea ca să ne oblige. Dar totuși, în primul și în primul rând, ne spune Sfânta Scriptură că El a dat. Ce a dat? Versetul de aur pe care îl știm. Acesta este primul, în ordinea aceasta, din lucrurile pe care Dumnezeu ne le-a dat, este primul lucru pe care ar vrea să-L aduc în fața dumneavoastră.
Pentru că atât de mult, ne spune Scriptura în Ioan capitolul 3, versetul 16, a iubit Dumnezeu lumea încât a acționat. El a dat, a oferit. Atât de mult a iubit Dumnezeu pe oamenii păcătoși, și Pavel ne spune, pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva. Pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară, dar Dumnezeu, atât de adâncă este bunătatea lui, atât de adâncă este dragostea lui, încât pe când eram noi vrăjmași, îl scuipam și îl batjocoream. Pe când noi eram niște vrăjmași, prin pornirile noastre, orice făptură, spune Scriptura în vremea lui Noe, își stricase calea. Orice om avea îndreptată privirea în fiecare zi și numai înspre rău. Oamenii aceștia n-aveau o pauză și în țara umbrei morții locuia întunericul. Oameni care i-au întors spatele lui Dumnezeu și l-au batjocorit pe Dumnezeu. Și în mijlocul acestor întâmplări, în mijlocul acestor lucruri rele, în mijlocul acestor înjurături la adresa lui Dumnezeu, în mijlocul acestor atitudini, măcar că Dumnezeu putea să ne piseze ca praful, spune Scriptura, ca praful în uliță, putea să ne piseze, să ne sufle și viața noastră să se fi terminat, să se fi desfășurat. Numai până în momentul acela Dumnezeu a ales o acțiune și spune Scriptura că a dat o adâncul bunătății lui Dumnezeu. Ne spune Scriptura, cine poate să înțeleagă adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea bunătății și îngăduinței lui Dumnezeu și dragostei lui Dumnezeu? El a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă o viață veșnică. Stăm în fața unui Dumnezeu care niciodată nu a cerut ceva fără să ofere. Niciodată nu a cerut, măcar că putea să o facă, măcar că e Tatăl meu, măcar că este Cel ce ne-a creat, măcar că este Cel ce ne-a făcut, totuși nu ne-a cerut să facem ceva pentru El înainte ca să ne ofere. Și primul lucru, ne spune Scriptura, a dat pe Fiul Său. Nu era obligat să o facă. Zicea lui Moise la un moment dat, Moise, poporul ăsta e așa de rău, poporul ăsta mă necinstește, dă-te la o parte. Am să-i omor într-o clipă pe tine, te fac un neam mare și legământul avraamic avea să se desfășure ca la început. Moise era descendent al lui Avram și din el ar fi fost ca să se nască un alt popor. Cu nimic nu s-ar fi stricat planul lui Dumnezeu făcut din veșnicie. Moise, dă-te la o parte, îi omor într-o clipă, nu Doamne, nu Doamne, ce o să faci Tu cu numele Tău mai departe? Și Dumnezeu s-a îndurat. Și în felul acesta, noi, poporul Israel atunci și noi acum am căpătat viață. Trebuie doar să vrem. Dumnezeu ne-a dat. Al doilea lucru. Ne spune Maleahii capitolul 2, dacă se poate, vă rog ca să afișați textele acestea, pentru că sunt puțin mai multe. Maleahii capitolul 2, versetul 15. Ne spune o întrebare retorică, acolo prorocul. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu ce? Suflare de viață. Câți oameni acum cu coronavirusul acesta se luptă pentru o gură de aer? Câți oameni se luptă ca să mai respire odată? Și nu-ți mai trebuie nici bani, și nu-ți mai trebuie nici titlu, nici rang, nici avere, și nu-ți mai trebuie nici recunoaștere și nici respect din partea celorlalți, nici măcar respect. Să te lase în pace doar ca să mai ai o gură de aer. Și câți frați ai noștri nu sunt la ora asta în cuptorul de suferință și cuptorul arde grozav și flacăra aceea îi face să nu poată să tragă o gură de aer și se luptă pentru fiecare gură de aer. Și noi, în dimineața aceasta, avem posibilitatea să cântăm. Ne trebuie suflu. Să ne rugăm, ne trebuie suflu. Să stăm înaintea lui Dumnezeu, ne trebuie suflu ca să-i vorbim, ca să ne exprimăm sentimentele și dorințele noastre. Nu ne-a dat unul singur, spune Maleahie, suflare de viață. Ne-a dat viața Dumnezeu. De aceea merită ca să-L slăvim și să-L binecuvântăm. Că înainte ca să ceară, El ne-a dat suflare de viață. Haideți să ne uităm la un alt lucru. Romani capitolul 5, cu versetul 5. Dumnezeu ne-a dat Duhul Său cel Sfânt. Romani 5, cu versetul 5. Însă, nădejdea aceasta nu înșeală. Speranța lui Dumnezeu
Nu ne înșeală, nu ne păcălește. De ce? Pentru că dragostea lui Dumnezeu ne-a fost dată din belșug. Ne-a fost dată într-o cantitate mare, pentru că, spune Scriptura, a fost turnată. Și nu poți turna decât ceea ce este mult. Ne-a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a dat Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt să ne călăuzească. Plângeau ucenicii, erau triști, erau înspăimântați. Se gândeau, oare ce vom face? Dumnezeu care i-a, Iisus Hristos care i-a călăuzit timp de 3 ani și jumătate pe pământ, le-a vorbit, le-a deschis taine, le-a dat pâine, i-a apărat în fața autorităților vremii, le-a luat apărarea. Ucenicii aceștia se uitau, pentru că Domnul le spunea, eu voi pleca, eu mă voi duce, dar știți ceva, nu vă voi lăsa orfani, vă voi da un alt mângâietor care să rămână cu voi și în voi. Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, dar voi îl veți primi, pentru că El va veni din Dumnezeu și va locui inimile voastre. Și spune Scriptura, nădejdea aceasta în Dumnezeu, speranța în Dumnezeu, nu ne păcălește. De ce? Dragostea Lui a fost arătată, dragostea Lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin acest Paraclet, prin acest avocat, prin Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Său. Salutăm prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Salutăm prezența Duhului Sfânt în biserica noastră. Și dacă unii oameni au ales ca să întoarcă spatele și să limiteze pe Duhul Sfânt în manifestarea lor, noi vrem ca să spunem, Doamne, vină cu noi! Vină cu noi că e spre seară! Așa se rugau ucenicii către Domnul Iisus, rămâi cu noi, străinule! E spre seară, ziua aproape e trecut! Și asistăm la timpul, la apusul istoriei. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Să nu-L împiedicați, nu stingeți Duhul, spunea Pavel tesalonicilor. Nu disprețuiți prorociile, nu disprețuiți cuvântul lui Dumnezeu dat prin puterea Duhului Sfânt. Nu disprețuiți că avem nevoie Duhul Sfânt să fie binecuvântat și slăvit în numele Domnului Iisus Hristos. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 5. Dumnezeu, în aceeași idee, este vorba tot de Duhul Sfânt, 2 Corinteni 5:5, ne spune că ne-a dat o arvună. Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care, la fel, așa cum am spus, a acționat și ne-a oferit o arvună. Ce este o arvună? Un cuvânt vechi folosit în România, un cuvânt care probabil acum nu se mai folosește așa de des ca altă dată, este ca un fel de down payment, am spune noi. Ca un fel de sample. Ca un fel de un exemplu a ceea ce poate fi la final. Se ducea omul, discuta, vorbea cu clientul și se înțelegeau la un preț și luau o arvună, luau o parte din bani ca să se știe că acel contract este încheiat și urmează ca să lucreze. Ori cuvântul Domnului vine și ne spune prin Pavel în Corinteni, Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat și El un sample. Și atâta de mult ne bucurăm când Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt în biserica noastră și atâta de mult când Dumnezeu toarnă din bogățiile Harului Său, când Dumnezeu te face să simți realmente în sufletul tău bucuria care izvorăște numai din Duhul Sfânt. Când, dincolo de orice pricepere, pacea lui Dumnezeu îți stăpânește inima, cum spune Scriptura, și te face să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, indiferent ce se întâmplă și spaima din prejurul tău și frica oamenilor, tu ai pace. De ce? Că e Duhul Sfânt acolo. Atât de mult ne bucurăm când Duhul Sfânt lucrează în viața noastră. Și așa cum spunea fratele Bălulescu la început, Duhul Sfânt încă se mai atinge de trupurile noastre și aduce vindecare. Asta e Duhul Sfânt care face lucrarea aceasta. Trăim ceea ce teologic se numește dispensația Duhului. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează între noi, în mijlocul nostru, slăvit să fie numele Său. El ne-a dat, ne spune Pavel în Corinteni, aceasta este doar o arvună. Aceasta este doar un mic sample. Acesta este doar un exemplu. Și noi, de multe ori, ne bucurăm și spunem ce frumos a fost la adunare, ce frumos l-am simțit pe Dumnezeu în rugăciune.
era Duhul Sfânt, dar acolo e doar o bucată. Acolo este doar puțin. Hai să ne imaginăm ce va fi plinătatea întoarcerii Lui. Ce va fi plinătatea prezenței Duhului Sfânt în viața noastră? Fiți plini de Duh, spune cuvântul în Efeseni. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Și nu degeaba ai pus în antiteză, în contrast, beția fizică cu beția în Duhul Sfânt. Pentru că undeva ele se aseamănă. Un om beat și de urât, el crede că e frumos. Și de n-are voce, el crede că îi Pavarotti. Un om beat și de slab ca o mătură, el se crede voinic de mută munții. Pentru că drogul acționează în mintea lui. Ori cuvântul Domnului vine și spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare și vine de la cel rău. Dimpotrivă, fiți plini de Duhul Sfânt, de beția Duhului, dacă este să spunem cuvântul acesta. Și plinătatea este când Dumnezeu va veni și ne va lua la sine, slăvit să fie în numele Său. A doua Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 16. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu un alt lucru pe care l-a dat 2 cu 16. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin Harul Său o mângâiere veșnică și o bună speranță, o bună nădejde. Ce-a dat Dumnezeu? Dumnezeu ne-a dat mângâiere. Ba mai mult, suntem mângâiați în cazurile noastre. Suntem mângâiați în durerile noastre. Cu toții trecem pe aici. M-a durut inima seară ca să observ durerea unei mame în momentul în care trebuie să-și îngroape fiul. A durut inima pentru că îmi dau seama, toți suntem făcuți din aceeași plămădeală. Suntem făcuți din aceeași frământătură, din aceeași bucată de lut. Avem toți același suflet. Și cu toate acestea, oamenii trec prin suferințe, dar nu toți pot ca să reziste în suferințele acestea. Nu toți pot ca să reziste și să administreze sentimentele lor. Nu spun de aseară, vorbesc în general. Nu toți pot. Ori cuvântul Domnului spune că cel care s-a încrezut în Dumnezeu, cel care l-a luat pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân, însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru ne-a iubit și a acționat, ne-a dat ceva. Prin har, o mângâiere. Dar mângâierea aceasta transcende dincolo de timpurile acestea. Ea merge dincolo de ceea ce putem noi, de viața noastră. Spune că ne-a dat o mângâiere care este veșnică. Mângâierea aceasta nu se termină niciodată. Și Ioan în Apocalipsa vede un cer nou și un pământ nou. Și vede cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va șterge orice lacrimă din ochii lor, ne spune cuvântul. Și moartea nu va mai fi. Și nu mai va mai fi nici suferință, nici durere. De ce? Că lucrurile din tâi au trecut, slăvit să fie Dumnezeu. Și moartea nu mai era acolo. Și mângâierea aceasta pe care ne-o aduce Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ea este veșnică și este o nădejde, o bună nădejde, o bună speranță că vom ajunge acolo. Iată, Dumnezeu înainte să ofere, Dumnezeu ne-a dat și mângâiere, slăvit să fie numele Său. 1 Ioan capitolul 5, versetul 11. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, ne spune Ioan. 1 Ioan și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Dumnezeu ne-a dat viața. Merită să-L slăvim pe Dumnezeu, merită să-L slăvim și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, că avem viața aceasta. Și oricine spunea Domnul Iisus Martei, crede în mine, nu va muri niciodată, ci a trecut din moarte la viață. Doamne, mărește nădejdea aceasta și speranța aceasta în sufletele noastre. A doua Timotei, capitolul 1, cu versetul 7. Spune Scriptura de un alt lucru pe care Domnul ne l-a dat. Capitolul 1, cu versetul 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat ceea ce a dat lumii. Nu ne-a dat ceea ce oamenii la ora actuală au.
Unde te întorci, în stânga și în dreapta, fac o paranteză, spunea psalmistul, văd spaima care domnește împrejur. Psalmistul David. Cunosc ceea ce se întâmplă împrejurul nostru. Văd ce se petrece. Ori Domnul Dumnezeu vine și ne spune nouă, dacă ai ales să-L slujești pe Dumnezeu, dacă ai ales ca să te închini lui Dumnezeu și ai ales calea mântuirii, ai făcut cea mai bună decizie. Dacă ai ales să-L slujești pe Dumnezeu, să aduci o jertfă înaintea lui Dumnezeu, este un lucru bun, cum spunea la început despre Samuel. Și Dumnezeu, în urma acestei alegeri a mea și a dumitale, nu ne-a dat, versetul 7, un duh de frică. Nu ne-a dat un duh de frică cum are lumea, ci ne-a dat un duh de putere, un duh de dragoste, un duh de chibzuință sau analiză. Putem să analizăm faptele lui Dumnezeu. Putem să analizăm, să punem în balanță ce face Dumnezeu și ce face cel rău. Și în felul acesta putem să ne dăm seama că acel rău nu face decât imitația lui Dumnezeu. Acel rău nu face decât o mică parte din ceea ce face Dumnezeu. Și Dumnezeu îl îngăduie că să împlinește tot planul lui până la capăt. Dar Dumnezeu, în mijlocul planurilor pe care oamenii le fac împotriva noastră ca biserică, împotriva noastră ca familie, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este un duh de putere, de dragoste și de chibzuință. Ne face să analizăm că Dumnezeu deja a câștigat războiul, Dumnezeu deja a câștigat lupta, slăvit să fie numele Său. Fapte, capitolul 17, cu versetul 25, a doua parte, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a mai dat ceva. 17 cu 25. El nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața. Dumnezeu ne dă viața. Nu numai viața veșnică, așa cum spuneam adineauri. Și Dumnezeu ne-a dat și viața aceasta pământească. Dumnezeu ne-a oferit posibilitatea ca să trăim și în fiecare dimineață să ne sculăm din patul nostru și să ne uităm la noi și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu că au mai lungit firul vieții. Merită Dumnezeu slava, merită Dumnezeu gloria, merită Dumnezeu închinarea noastră, că Dumnezeu ne-a dat viață și astăzi. Mâine-i mult, până mâine-i mult. Mâine nu știm ce se va întâmpla, dar astăzi Dumnezeu ne-a dat viața să stăm înaintea lui Dumnezeu cu recunoștință. Dumnezeu ne-a dat viața. Dumnezeu a dat tuturor suflarea, așa cum spuneam, sunt oameni care nu pot să răsufle bine. Și Dumnezeu le-a dat suflarea și Dumnezeu le-a dat ființa. Dumnezeu toate lucrurile. Ne-a dat și suflarea, și viața, și ființa, și toate, și familie, ne-a dat și bucurii pământești, ne-a dat și împliniri pământești, nu numai împliniri spirituale. Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile. Și așa s-a purtat Dumnezeu cu toți de pe pământ. În schimb, unii au ales în mod voit ca să-L necinstească pe Dumnezeu. Așa cum am spus, îmi doresc și vreau să aduc în fața dumneavoastră imaginea unui Dumnezeu care, înainte ca să ceară, imaginea unui Dumnezeu care, înainte ca să pretindă ceva, este un Dumnezeu care s-a dăruit pe sine. Cine eram noi? Un atom, o moleculă. Cine eram noi? Un fir de praf. Raportat la galaxia pe care Dumnezeu a creat-o, raportat la stelele pe care Dumnezeu le-a creat și care spune, le dă nume la toate, noi eram o nimica toată și totuși Dumnezeu ne-a băgat în seamă și totuși Dumnezeu a oferit pe singurul Său Fiu ca noi crezând în jertfa Lui să avem viață. Și vreau să vă mai spun și voi repeta și voi spune de ori de câte ori îmi voi aduce minte, acest Dumnezeu e Tata. Acest Dumnezeu este Tata. Acest Dumnezeu este Tatăl meu și poate fi și Tatăl celui care nu l-are încă ca Tată. Înainte să ceară, Dumnezeu a dat. Ce cere Dumnezeu? Hai să ne uităm cu prioritate. Ce cere Dumnezeu? În primul rând, are dreptul. Are dreptul Dumnezeu să ceară. Și-a luat dreptul acesta. Deuteronom, capitolul 10, versetul 12. Acum, Israele, ce altă cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi? Asta cere Dumnezeu, printre altele. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău. 2. Să umbli în toate căile Lui. 3. Să iubești. 4. Să slujești Domnului Dumnezeului tău. 5. Să păzești poruncile și legile. De ce?
De ce cere Dumnezeu lucrul acesta? Mi-a spune versetul 13. Ca să fii fericit. Ăsta este scopul pentru care Dumnezeu cere. Omule, ți-am pus înainte viața și moarte, binecuvântarea și blestemul. Alege viața. De ce? Ca să trăiești, alege. Ca să trăiești și să fii fericit tu și copilul tău și copilul copilului tău. De acum și până va veni Dumnezeu. De aia cere Dumnezeu. Ce alta cere titlul acestui pasaj? De la tine, Domnul Dumnezeu, decât să te temi de Domnul Dumnezeu, să umbli în căile Lui, să îl slujești pe Dumnezeu, să păzești poruncile Lui. De ce cere Dumnezeu? Ca să fii fericit. Tot pentru noi. Nu-L satisface pe Dumnezeu facerea mea de bine? Spunea în cartea Iov un cuvânt, uită-te împrejur, uită-te la lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut. Dacă faci rău, cu ce îl deranjează pe Dumnezeu? Dacă faci bine, faci pentru tine. Cine muncește, spune Eclesiastul, pentru el muncește, că foamea lui îl îndeamnă la lucrul acesta. Dacă faci rău, ce-i faci lui Dumnezeu? La o adică, la urma urmei, cum am spune noi. E adevărat, răul lui David a adus hulă la adresa lui Dumnezeu. Răul oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu a adus o cară. Dar în fond și la urma urmei, peste toate acestea, ce cere? Scade din sfințenia lui Dumnezeu? Se scade din autoritatea lui Dumnezeu? Are Dumnezeu de suferit în ce privește cuvântul Lui și onoarea Lui? Nu! Dacă faci bine, dacă iubești pe Dumnezeu, dacă te temi de Dumnezeu, tot Tu ești fericit, tot eu sunt fericit. Doamne, ajută-ne să înțelegem ce cere Dumnezeu de la noi. Al doilea rând, Mica, capitolul 6, versetul 8, un text care se va citi în curând, când vom sărbători nașterea Mântuitorului nostru, ce alta cere Dumnezeu de la tine? Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Ți s-a oferit bunătatea, ți s-a oferit binele. Și ce alta cere, acum când Dumnezeu a oferit, ce alta cere Domnule la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli în smerenie? Smerit cu Dumnezeul tău, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să înțelegem că cererea Ta ne face bine nouă în primul rând, apoi face bine celor din prejur și apoi, Doamne, Tu te bucuri când noi ascultăm de Tine. Slăvit să fie Dumnezeu! Ezechiel, capitolul 20 cu versetul 40. Un alt lucru pe care Dumnezeu îl cere. Ezechiel 20 cu 40, căci pe muntele meu cel sfânt, pe muntele cel înalt al lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, acolo îmi va sluji toată casa lui Israel. Toți cei ce vor fi în țară, acolo îi voi primi cu bunăvoință, și anume, voi cere darurile voastre. Cere Dumnezeu darurile noastre de bunăvoie, darurile de mâncare. Alea erau daruri de bunăvoie, nu erau în urma păcatelor, nu erau în urma dorinței omului de a se apropia de Dumnezeu și să primească iertarea. Acele erau daruri de bunăvoie. Cât te lasă inima? Cum vrei să vii înainte lui Dumnezeu? Dar trebuie dat. Trebuie adus darul tău. Voi cere darurile voastre de mâncare, cele din tâi roade, din darurile voastre și tot ce îmi veți închina. Vă voi primi ca pe niște miresme cu miros plăcut după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care sunteți risipiți. Dumnezeu își cere dreptul acesta. Dumnezeu cere darurile tale. Cele din tâi roade, din tot venitul tău. Cere Dumnezeu lucrul acesta. Pentru că ne-a dat atâta bunătăți, ne-a dat atâtea binecuvântări, ne-a dat Dumnezeu atâta har în lumea aceasta. Se merită ca să-i aducem cei mai bun, rodul, primul nostru rod, arvuna noastră. Să-i aducem înainte lui Dumnezeu pârga, ne spune Scriptura, primul rod, acela este primul fruct dintr-un copac, dacă vrei, sau dintr-o plantă, care începe să se înroșească, este numit pârga acelui copac. Aia vrea Dumnezeu. Dimineața, pe răcoare, stătea Dumnezeu în grădina Edenului și vorbea cu Dumnezeu. De ce dimineața? M-am tot întrebat. Pentru că este cel din tâi rod. Este primul lucru pe care îl poți face pentru Dumnezeu. Să stai înainte lui Dumnezeu, să-i mulțumești, Doamne, mi-ai dat suflare și astăzi. Mi-ai dat suflare și astăzi și trăiesc datorită numelui Tău. Slăvit să fie numele Tău. Cere Dumnezeu lucrul acesta întâi de toate. Întâi de toate, spunea Pavelul Timotei, vă îndemn ca mai întâi de toate să faceți rugăciuni, cereri, mulțumiri, mijlociri pentru toți oamenii. Cum, Doamne, înainte de Sfânta Scriptură, de citire, da,
înainte de citire, înainte de a sta la masă, da, înainte, înainte de a vorbi unul cu altul, înainte de aceasta, întâi de toate, darurile voastre de mâncare, vi le voi cere. Haideți să-i le dăm înaintea lui Dumnezeu. Un alt lucru, Maleahii, capitolul 2, versetul 15, un text pe care adineauri l-am adus în fața dumneavoastră, spunea întrebarea aceea retorică: nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere? Că și Dumnezeu cere ceva în urma a ceea ce ne-a dat. Ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Când eram mai înainte, credeam că sămânța dumnezeiască reprezintă copiii pe care Dumnezeu le oferă, pentru că în cadrul și în contextul familiei și în contextul relației dintre soț și soție și a păstrării legământului. Dar mai mult decât atât, pentru că sunt unii copii care, unii oameni care, cărora Dumnezeu nu le-a dat. Și dacă nu le-a dat, nu poate să ceară Dumnezeu ceea ce nu a dat. Nu poate să ceară Dumnezeu copii dacă acea familie n-a fost binecuvântată cu copii. Ori trebuie să înțelegem sămânța dumnezeiască. Ne spune Scriptura în Proverbe 22:6, învață pe copil. Da, copilul vine ca o sămânță dumnezeiască în familiile noastre. Și în felul acesta Dumnezeu a rânduit să se perpetueze specia până la venirea lui. Dar ne spune Scriptura în Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Aruncă sămânța. Aruncă cuvântul. Aruncă ce face copilul mai târziu și ce alege el în viața lui, e treaba lui. Ca părinte, sunt responsabil ca să arunc sămânța cuvântului Dumnezeu, sămânța aceea dumnezeiască în inima lui, și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să facem lucrul acesta. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, va fi ușor pentru Duhul Sfânt ca să îl conștientizeze de nevoia lui de Dumnezeu. Nu se va abate când va îmbătrâni. Când va fi la momentul deciziei în viață, ce va face el? E treaba lui. Prin asta nu spun că sunt părinți irresponsabili, nu. Nu spun lucrul acesta. Fiecare părinț dorește binele copilului său și sunt convins de aceasta. Fiecare, într-un fel sau în altul, a lucrat ca să îl învețe pe copil. Ce-a făcut copilul mai târziu e treaba lui, dar părintele trebuie să arunce sămânța. Doamne, ajută-ne! Spune Psalmul 78 cu versetul 4, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, ne spune psalmistul, nu vom ascunde de copiii noștri, ca ei, atunci când se vor face mari, să povestească la rândul lor copiilor lor. Și în felul acesta, din generație în generație, cuvântul lui Dumnezeu să fie proslăvit și noțiunea despre Dumnezeu, sămânța dumnezeiască, să fie arătată și inoculată în mintea copiilor. Amintesc aici pe scurt de Geneza capitolul 18 cu versetul 17, dacă nu, sau chiar 18. Spunea Dumnezeu, îl cunosc eu pe Avram, îl cunosc și știu ce are să facă. Ce are să facă, Doamne? Păi va porunci copiilor săi după sine să țină legea Domnului. Doamne, ajută-ne să fim și noi ca Avram, prietenea lui Dumnezeu, că Dumnezeu cere sămânță dumnezeiască. Isaia 1 cu versetul 24. Haideți să ne mai uităm la un alt lucru pe care Dumnezeu îl cere. Dumnezeu vorbește unui om, unor oameni pe care aici îi numește potrivnici, dar unor oameni care altădată erau credincioși, dar au rupt legământul. 1 cu 24. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeu oștilor, puternicul lui Israel: ah, voi cere socoteală potrivnicilor mei și mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Cine sunt ăștia? Sunt oameni, citiți vă rog contextul, îndemn la pocăință începând cu versetul 16 din primul capitol. Sunt oameni care au fost în legământul lui Dumnezeu, care au gustat pe Dumnezeu, sunt oameni care l-au înțeles pe Dumnezeu, dar sunt oameni care au rupt legământul, sunt oameni care au ales ca să se îndepărteze de Dumnezeu. Spălați-vă deci și curățiți-vă, luați dinainte ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul, încetați, voi care ați cunoscut pe Dumnezeu, lăsați deoparte lucrul acesta. De ce? Că Dumnezeu îți va cere socoteală. Când va cere Dumnezeu socoteală, nu știu. Poate fi azi, poate fi mâine, poate fi la finalul vieții, dar n-am de unde să știu când e finalul vieții. N-am de unde să știu când va veni Dumnezeu. Nu ne-a spus Dumnezeu când va veni El pe pământul acesta și se va termina istoria. Și ce ai făcut în 20 sau 30 de ani, sau 40 sau 80 de ani,
va determina veșnicia dumitale. Ce ai făcut în câțiva ani de viață, din momentul în care l-ai cunoscut pe Dumnezeu și ai știut de Dumnezeu, până în momentul morții, va determina veșnicia, ani, miliarde și miliarde de ani. Unde vei sta în momentele acelea? Dumnezeu îți va cere socoteală. Doamne, ajută-ne! Atunci când va cere Dumnezeu socoteală, să spunem, Doamne, iată, eu și copiii mei. Doamne, iată, 5 talanți, am mai adus 5. Iată, mi-ai dat 4, mi-ai dat 2, am mai adus 2. Dumnezeu ne va cere socoteală. Doamne, ajută-ne să fim găsiți buni. Geneza, capitolul 4, cu versetul 10. Altceva ce mai cere Dumnezeu. Să uită Dumnezeu înspre Cain, îl vede pe omul acesta rău. Îl avusese în atenție în momentul în care erau numai 4 oameni pe fața pământului. Unul din ei, Cain, omul acesta, s-a gândit în inima lui și a permis păcatului ca să influențeze inima, să influențeze mintea. Și Dumnezeu se sesizează că niciodată păcatul nu te trezești deodată în el, că Dumnezeu îți oferă șansa pocăinței de înainte de a înfăptui păcatul și îți vorbește prin Scriptură, prin revelație, prin sfatul părinților, prin ceea ce ne vorbește, poate prin prorocie, Dumnezeu ne vorbește și nimeni nu se poate scuza, Doamne, n-am știut, ba, ai știut. Ai știut pentru că Dumnezeu ne-a vorbit, însuși în conștiința noastră, Dumnezeu ne-a vorbit că e un lucru rău. Neamul le fac din fire lucrurile lege, spunea Pavel. Neamul le fac pentru că Dumnezeu a așezat acolo cunoștința despre păcat. Și ca Dumnezeu să nu aibă Cain să se scuze, vine și îl întreabă, Geneza 4:10, ce ai făcut? Ce ai făcut? Unde-i fratele tău Abel? Unde-i? Pentru că glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Ce ai făcut? Ieremia, capitolul 18, vorbeau niște oameni răi. Hai să-l ucidem pe Ieremia. Hai să-l omorâm. Că dacă l-o omorâm pe el, tu nu fi singurul proroc, tu nu fi singurul cântăresc, tu nu fi singurul care știe să dirigeze, tu nu fi singurul care știe să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu, hai să-l omorâm. Tu nu fi singurul cu posibilitatea să conducă biserica lui Dumnezeu, hai să-l omorâm. Cum? Cu vorba. Cu vorba. Că dacă ar fi cu fapta, și justiția umană ar fi împotriva dumitale. Dar nu, cu vorba. Azi o vorbă, mâine o vorbă, azi un sfat, mâine mai găsești pe cineva care gândește ca tine, Doamne, păzește-ne. Să nu se întâmplă în biserica noastră. Dumnezeu va cere socoteală. Ce ai făcut? Cu cine? Cu fratele tău pe care l-ai omorât. Cu vorba. Doamne fere, cu fapta. Ce ai făcut? Dumnezeu va cere socoteală. În ultimul rând, și cu asta vreau ca să mă apropii de încheiere, Ezechiel, capitolul 3, cu versetul 20. Dumnezeu cere sânge. A cui sânge? A omului pe care Dumnezeu ți l-a pus în față ca să-i vorbești, ca să-l îndemn la pocăință, ca să-l îndemn să se întoarcă de la calea lui cea rea, să lase păcatul, să se întoarcă la Dumnezeu și Dumnezeu să-l vindece. Dumnezeu să-i vindece starea spirituală, Dumnezeu să îl aducă la pocăință și să-i dea viață. Și tu nu i-ai spus. Spune cartea Ezechiel, știi ceva? Omul acela va muri. De ce? Datorită păcatului lui. El va muri. Dar ție îți voi cere sângele, sângele lui. Doamne, păzește-ne! Mare responsabilitate avem. Mare responsabilitate au slujitorii lui Dumnezeu, dar nu numai. Veți vedea data viitoare cu ajutorul Domnului dacă ne vom mai putea strânge, că Dumnezeu ne cere tuturor să lucrăm. Dumnezeu ne cere acțiune tuturor, nu numai celor care fac o slujbă publică. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Ajută-ne să înțelegem că dacă Tu ne oferi și ceri de la ceva. Și cu cuvântul acesta aș vrea ca să închei. Dacă Dumnezeu cere, și noi putem să cerem. Doamne, ajută-ne, spune 1 Ioan, omul acesta, apostolul iubirii, dacă rămâneți în mine, în Ioan, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi, cuvintele mele, cereți. Aveți dreptul ca să cereți. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta și Dumnezeu să ne ajute. Amin.